Gândiți-vă că asta e ce ne spune el pe gură. Tu zici dai ce face când e singur sau ce e în capul lui? și cu puța. Ai zis puța? Puța, da. E un cuvânt mult mai greu de digerat decât pula. de-aia m-a ales puța. Puța sună ceva... Puța chiar e greu de digerat. Voi care ar trebui să sună? O, Când să suni. bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Ne cerem scuze pentru întârziere și de astă dată, dar a fost în felul următor. Astăzi este joi. Marți am venit să tragem podcast aici și ne-am dat seama că nu avem suficient timp pentru că unul din noi avea un show. Miercuri, adică ieri, am venit să tragem un podcast aici și l-am și tras alături de Dan Frânculescu, podcastul avea o oră și ceva și a fost destul de drăguț, însă Banciu Alexandru, atenție, nu eu, Maria Popovici, Banciu Alexandru, nu eu, a stricat un microfon, acela în care vorbea probabil Dan Frânculescu Nu, vorbeai tu, era microfonul. Vorbeam eu. Deci, al meu s-a stricat, dar nu eu l-am stricat, Banciu l-a da. nenorocit, s-a dus cu microfonul, nu eu, nu eu. Îmi cer scuze că nu o să auzi toate glumele alea cu, cu pulă. A fost interesant podcastul cu Dan Franculescu, o să le rechemăm la noi în studiourile sa și râs. Între timp, astăzi port un hanorac cu. Fără ai din ce ai. Avem aici, -a făcut a grafica este făcută de Nilu Crocodilu și este uh, Satana care stă cozy la el în casă, în flăcări cum îi place lui și face rai din ce are. Dacă vi se pare amuzant acest hanorac, avem imaginea și pe căni, și pe sweatshirt-uri, și pe tricouri și de altfel avem foarte mult merchandise așa caterincă lucrat cu graficieni locali. Um, de, de, graficieni crescuți la sol, graficieni bio, organici. Hrăniți doar cu porum și mici. Precum SRB sau Nilu Crocodilu și puteți achiziționa aceste chestii de pe Ruvix, la secțiunea magazinul tău, magazin Mincu și Maria Popovici, iar prin achiziționarea acestui... Iar s-a mișcat, mă, camera să Bă, Putin, Mori nu eu. am zis nimic de tine. Bă, care spirit ce, e, Prin achiziționarea, dă voie să-mi termin poezia. Prin și achiziționarea acestui merchandise puteți să susțineți podcastul Sa și Râs. Era cea mai importantă parte, dar cum m-a întrerupt precum un... ca să citesc din el. Precum un bulldog care a fost... S-a mișcat o cameră femeie. Da, vorbeam cu oameni care, care, mă ascultă. Ele? care 99,9% din oameni care ne ascultă și niște Dubioși care că... m-au ajuns aici Din greșeală eu probabil A doua oară când ne vizitează spiritele Dar lasă-le să ne viziteze Teze. Păi da, da să-mi lase camera în, pace, pleacă de acolo. Deci nu stai, ai unde să stai, servește-te cu mai am niște ardei umpluți acolo în pungaia. ardei umpluți? Avem Am ardei, ardei, umpluți, umpluți da. La noi, da. Mamă, câți aveți? Doi. Exact cât exact, exact, să am nu ți ajungă și Exact sau, exact să nu vă ajungă voi. Doi lui ar mâncat? umplut. Și am mâncat, vorbești la plural N-ai am mâncat barte ca de cine pui Shanghai? Și ne-am mâncat, M-am mâncat eu. Ai mâncat pui Shanghai? N-am mâncat. Nu mai fă tu calculele. Bă, nu mai ține tu contabilitatea cât e numeri dumicații? Cu de de a... Să, știu eu de ăștia de fac cum se Ai ceamă? fost tu la gura lui să cu vezi cum cât am mâncat? Cum se Cloud surfing? De ăștia de să dau până vine. Surfing. Păi, mâncare surfing? Cloud surfing e ce fac influencerițele când se pun bine cu... Bă, și asta face banciu întotdeauna. Când aude că e ceva carne tocată, e... Aveți care tocată? Băgată în e... ardei? Sau Stai, făcut mai? E de azi? Nu știu, nu. Ah, la mă mori. Dacă de sunt și vechi. De, de limita expirării. Deci dacă sunt fantome pe aici, să nu mai miște camera la asta. Nu aveam cum să rămân așa... Uh... Impasibil, impasant. Da. Nu știu dacă v-ați uitat la podcastul trecut, dar am făcut o glumă și am zis că trebuie să ne întoarcem lumânările lui Putin. E o expresie în care i-a prins un om care e viu, i-a prins la morți. Și s-a mișcat camera când am zis asta și cu toții am considerat că trebuie să nu mai facem astfel de glume. Um... Așa că să iau morții! <laughs> <laughs> dar dacă vreți să, să nu uităm să spunem și de escape room-ul locked in Bucharest care are niște camere care puteți să intrați și să dați bani și după aia vedeți dacă mai ieșiți Practic, e foarte distractiv, um, sunt foarte multe camere mișto aici la loc din Bucharest și dacă aveți cont la noi pe Patreon, tot ce cheltuiți acolo primiți reducere. Nu tot, 5 dolari pe lună. Că păi dacă ați, nu, dacă pe... aveți abonament de 10 dolari, primiți reducere 10 dolari. Da, da, să nu înțeleagă că dacă au plătit un an, vin și primesc nu toți banii odată. La... Baleașcă. <laughs> deci da. Nu uitați să dați un subscribe la canalul de YouTube Mincu și Maria Popovici Stand Up Comedy, adică canalul pe care vă uitați acum la acest video și dacă doriți puteți să vă faceți un cont pe Patreon, acolo avem abonamente începând cu 5$ dolari pe lună, aveți orice podcast așa și râs, fără reclamă, vedeți podcastul înaintea tuturor și aveți un extra podcast lunar. Dacă sunt oameni care s-au alăturat de curând nou pe aici avem acolo și un reality show cu mine și cu Mincu și cu Banciu sunt 16 episoade și este filmat exact ca un reality show, nu ca un vlog. Am apucat să facem 16 episoade până când am renunțat la acest proiect, dar e în continuare un proiect care ne-a plăcut foarte mult și e foarte fain. Până ne-am ne îmbogățit și am uh, decis să punem stop. Um... De acolo aceste haine de 98 așa, de lei. Așa fac oamenii, când se îmbogățesc, pun stop. Știi, orice bă, activitate cât, fac, bă, am deja deja milioane zic, bă, da. de lei vechi. Nu. Am strâns. Am strâns. <laughs> am strâns deja 600 de lei. Gata. Ce-ți se se fac cu banii? Va ar... se retrage? Asta, asta vreau să Se retrage pentru sumă? Să fac ce? Că asta e ideea. Nu știu, să zicem Dar că fi, bine, visul tău știu care e de fapt. Care? 80 de euro. prăjești mici în timp ce aluși cu toporul sau tragi de cu asta ceva. poți fac în fiecare weekend. De fapt, păi da, doar poți asta fac să faci, doar asta să faci. Să nu mai trebuiască să scrii glume, să nu mai trebuiască să vii la show-uri, să... De... să pară că îți pasă de ce zice Maria. Da, ai dreptate acum dacă o pui așa... Aș vrea să fac. Să fii liber, deci timpul. să fii, uite, să fii la modul ăla, să ai o sumă în cont în care să știi că dacă, dacă ai dat drumul la grătarul de mici și ai pus toată cas casorela. Ca caselota. Toată caselota ca pe grătară, Și la un moment dat îți sună telefonul sau nu mai e chef, să poți să-i lași acolo și să nu-i mănânci. Fac, dar Of. Oh. Da. Deci, ah. care e suma de la care ai începe să ignori? Mici 20 pe de mici, cât are o casorelă? Uh, Depinde. De o, o, o cașalotă are 16 mici, de exemplu. Deci, de la, de la, de la câți bani în cont ai putea să treci cu vederea peste 16 mici? Uf, cred că. În 100% sunt 500.000 de, 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 ce... de euro, probabil. Cred că de la 500.000 de, de, 500 mii de euro. euro. Chiar așa mă gândeam. De la 500.000 de, de euro aș putea să. Da. Dar și în rate, adică dacă ai ști că primești 500.000 de, de euro. Dar, dacă, dacă ți-ai da acum. 500 de mii de euro, dar îți zice, uite, baci. îți dau 500 de mii de euro. Dar nu mai mănânci mici în viața ta. A, clar, da. Da? Da. Ai renunțat la mici? Aș renunța la mai mici. multe chestii da. pentru 500.000 500 de mii de euro. Da. da. Aș renunța nu numai la mici, dar aș renunța și la lime. La lime? La limetă. Aia mi se pare ușor. Pentru ce, pentru ce n-ai renunțat? Adică dacă, dacă te-aș întreba -te care e mâncarea ta preferată și după aia zici clătite. ok, îți dau 5 50... pentru ți-aș da acum 500.000 de, de euro să ai în n-ai renunțat la clătite. Niciodată. Minculesc că tu ai și pentru 5.000 de lei. Dacă îți dau acum 5.000 de lei... Bă, ce nu ai renunțat la clătite. Bă, niciodată. Vrei demonstrez că îți dau ai... de lei acum, ți Mare. arăt cash. Nu am de unde, dar <laughs> să inventăm. Și să-ți pun 5.000 de lei cash, tu de mâine nu mai ai și de de Băi, 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 nu gândiți corect. 8 euro credit. <laughs> Problema este că voi gândiți acum cu burțile pline. Și noi tocmai ce am mâncat un desert. Nici nu-i fac reclamă că mă și enervați ăștia de la Bolzau, au un desert, se cheamă Nutella. Nutella Aranciano, scrie acolo, Aranciano. Ceva să rău. Bă, să vă ia <laughs> <laughs> Și la toți de la Bolz, că e prea bună mâncarea cu aia și ne-au terminat. Deci să mor eu, dacă nu, m-au terminat ăștia de la Bolz. Fiecare da, e, e foarte bun. am astăzi... E foarte bun și astăzi, asta e crimă, este crimă. Uh... Aia, patroana cea mai nenorocită, ala de la Bols, mi-a zis, băi, vezi că avem Nutella aranciană. Mi-am comandat și am, nu, cu aia, atât de bun. Deci e atât de bun, e o bilă prăjită cu scorțișoară și zahăr deasupra, care e crancit în care orez cu lapte și în mijlocare mijloc, care Nutella. Da. Până la scorțișoară mă identificam și eu, când ai zis o bilă prăjită, deja eram... <laughs> Câte da, chestii mă, deci am și gândește în comun. că voi ziceți că ați la asta Acum Aș că renunța... Gândește-te când stai tu în casă și te poftă de o Bă, nu, nu niciodată. Nu facem fist bump? Cam recunosc cum aneaua. Mm. La cremă și la tine <laughs> aș renunța. Bă, o clătită de aia caldă în care pui tu un gem luat... La tot doar pentru tine luat aș... undeva pe care scrie cu etichetă piersi și... La e pus un în... desert gustos. Lasă-mă să... Și e pus într-un borcan în care a fost... Nu nimează. ceva. Bă, nu, nu. Pentru câți bani ai renunța să nu mai Um, știi că avea lui CK glumaia sau a, a spus-o doar atunci când am fost noi la show-ul lui în Amsterdam? Um, um, avea lui CK gluma că, el, de exemplu, îți dorești să ajuți un om care are un handicap, poate în scaun cu rotile, dacă ar veni cineva la tine să spună că trebuie să, nu, trebuie să renunți pentru tot restul vieții la limonadă și n-ar mai fi femeia în scaun cu rotile, el se gândește că nu-l accepta, nu-i place neapărat limonada Dar care e chef de, limonada, chef de da, Deci da. apropo, de ce sacrificii ai face pentru un necunoscut, știi? E că nu, poate vreodată are chef de limonada Asta e tot, știi? Mi se exact. pare acum, pentru câți bani aș Uite, de exemplu, nu cred că există sumă Nu există sumă Să renunț toată viața mea la băutură La băutură Băi, nu, hai să o luăm așa ta, Gen, dacă bei mori, așa e pactul Nu, dacă bei ne să mai faci stand-up Stai puțin. Oh, dar Dacă accepti suma rău. de bani și bei. Peste pe pact cu Dumnezeu, mă. Nu cu diavolul. Ba da, pe cine crezi că facem? E cu diavolul ăsta nostru care e de treabă. E un personaj mai de treabă. Că face rai din ce. Să n-ai voie să mai bei câți bani. 6 <laughs> milioane. Bă, nu știu, mi acum atâta TV, de poftă mie de un pahar de vin roșu, că, mi mie să plâng în pung. 2 milioane de euro și după ce aș ști că am semnat contractul, primul lucru aș da o petrecere și după aia aș fi... Uh. <laughs> Dar Mincu, uh. gândește-te că ce băutură bună ai putea să-ți cumperi cu 2 milioane de euro. Nu, nu, să știi că eu nu sunt de acord cu băuturile astea care sar niște sume, că am băut whisky de 100 de lei, de 300, de 500 și de 1000. Nu sunt nu mi de dau Tu nu mai băut tu mă domie. tu treabă, nu mi dau Bă, seama. Bulangiule, bă, bulangiule, nu mai beau whisky mie că de -aia avem bani. Bă, bă. Dar n-am băut, bă. mă, nu l-am plătit, l-am desfăcut în supermarket. <laughs> 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 uh... m-am povestit când ne-am văzut pe aia, vă zic după. Deci nu, nu, eu nu mi dau seama. O... Omul meu interior care bea, bă, eu cu mine care beau, când beau eu, Mă simt foarte bine și la whisky de 100 de lei. Bine, dacă nu e... Există whisky bun la 100 de lei, nu pot să dau nume. Că nu ne-a dat bani. Nu ne-a vărat bani, dacă ne nu, nu nu dați nu, nu 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 da grăsături și băutură. Că sunt multe proaste la 100 de lei, sunt 100 de lei, <laughs> de lei dar sunt și bune la 100 de lei. Și există whisky foarte bun și la 300 de Deci eu cu un whisky de 200-300 de lei... E rup. O scuze, nu-mi trebuie mai mult. Mm -mm. Uh, glumesc. Uh, fac un tratament. Nu-mi trebuie mai mult, uh, e ce am nevoie. Așa că nu băutură, dar de... astea când văd sticle din 74 de 5.000 de lire, 15.000, tu te bă... Auzi, mi eu, pe mine m-a sunat cineva astăzi de la un proiect pe care urmează să-l încep, <coughs> să mă întrebe dacă am vreo preferință la alcool sau dacă există vreun alcool pe care nu-l beau. Și nu aveam nimic de răspuns. <laughs> Ai <laughs> un alcool care nu-ți place? Nu. <laughs> Ceva care, nu știu, poate îți provoacă scârbă. Nu, de ce? <laughs> eu am zis dulce. Ce nu-ți place? Nu beau alcool dulce. Nu există toate, orice. Nu bei din principiu. Nu beau alcool dulce, mă. Să... Nu beau o tonă nu acum. Beau. Dar la o adică un păhărel nu, nu vreau. o problemă. adică da, creste. vișinată e dulce. Vișinată ia un păhărel de vișinată dacă gen. Dacă e are și o frig, vișină înăuntru. Dacă e frig afară, sunt 14 grade, știi? <laughs> uh, Auzi? în <și laughs> te în baia mare. Ginginia. Dacă are o vișină înăuntru și fără sângure. se pune compot. Cum se numește, mă, ăla cremos de, de Nes? Eggnog? nu, lichior, nu? Lichior. Doamne. De Nes, ai zis de Nes? De, nu știu de ce n-ai baie. De cafea, lichior de cafea? De cafea, lichior de cafea, doamne, sfinte, Nes? da. Lichior de... Dă la așa, uite, am zis, dă la așa de Nes, dă la de Nes. Lichior de Nes. Lichior de cafea. Faci și mie un Nes. Îmi face... Mama bea Nes, îi place. Gagicuța, faci și mie un Nes. Absolut, oribil. Da, la la mi se face rău. În 15 minute. Pe ceas. Dacă am băut lichior de cafea. Yes. <laughs> în 15 minute mi se face rău. Mamă, că de poftă mi-e acum. Că-i călătoresc de cafea? Au. pe stradă nu dau lichior. A. a nu? No, nu sunt cu lichior. Păi, da, mă dar are preț de lichior, adică e un leu. Ce cu tine? <laughs> Maria încerca să înțeleagă ce am vrut să zic. <laughs> Băi, știți cum mi-mi am dat ce seama că s proastă. Vrei să nu mai zicem așa, întâi Maria. cum ne-am dat noi seama? Da, Băi, de ce credeți că sunt proastă? Ia zi bani. De ce? De ce? Păi da. te implic, e. E. terminăm parte... Nu, nu, nu. Of, asta cu... Bașca că sunt mai multe... Că sunt oameni care sunt proști, dar sunt inteligenți emoțional. Ce faci, pe? Așa. Sunt oameni care sunt... Uh... Ești inteligent emoțional? Nu sculți, dar sunt, sunt foarte incultă? inteligenți și se descurcă. Mă descurc? Eu ce, -a... ce -a tu? Ai, uh, da, tu asta ești, te descurci. Tu te de descurci. Dar ești proastă... Reu. Uh, nu, nu știu cum să zic, tu ești, deci tu te descurci, dar ești proastă la chestii mici și neimportante. Adică. Legat dacă și ceva, deci dacă, ai deci dacă ai depus paharul pe masă, nu ți să de cele mai multe ori. De <laughs> foarte multe ori îți lași telefonul așa. Efectiv, că nu-l găsesc așa. Um, nu știu, stai, stai în telefon cu cineva, gen cineva întreabă ceva și blackout. Nu? Da, da. E blackout, ea vorbește cu el, ăla întreabă și am dat, uite eu, eu conduc acolo să atend la, să nu calc oameni, să nu intru în alte mașini și tot eu îi răspund, bă, te-a întrebat ce. Ah, da. Dar lasă-mă să-ți dau o explicație. Te rog. în ultima vreme eu nu mai suport, zici că sunt centralistă. Chiar am zis cuiva îmi dați mesaje pe WhatsApp toată ziua unii prieteni, hai să vă pula la mea zici că sunt centralistă, non-stop ce gânduri vă trec prin cap, îmi scrieți pe WhatsApp efectiv am ajuns și cu Instagram-ul da. și cu WhatsApp-ul și cu SMS-urile și cu telefoanele cu toată ziua primesc telefoane nu mai suport, Stai mă, am sigur. ajuns să aveți un colet, dar lasă-mă drept dar lasă asta, dar prieteni asta fac prieteni, și mai scriu cât un gând pe acolo, mai, mai prea pun un multă meme prea multă lume mai... vrea ceva de la mine și nu mai am răbdare, mă sună 50 de mi de oameni pe zi, zici Maria, că sunt centralistă. Curieri, că tu ai comandat A fost colegi. o glumă asta cu curierul, a fost o glumă. Păi eu am Auzi, dar apropo, au ajuns ce mi-ai comandat pantalonia de mi doream? Da. Bă, bă, Nelu. Așa. Oricum. Cred că am o problemă cu comandatul de sens, haine. Da. da dar le și returnez, adică le la bine, ești, ești foarte inteligent emoțional. Mm. Ești una dintre cele mai inteligente persoane emoționale pe care le-am cunoscut. Ai că înțelegi natura umană, psihicul, tot ce se întâmplă și ai compasiune și uh, ești empatică, ești tot ce vrei. Da. Ești tot ce vrei. Asta vine de obicei după prințesa mea, știi? Prințesa e Da. te plac. Dar, ești tot ce vrei. Dar, te plac. Dar se mai întâmplă momente cum s-a întâmplat când stăteam pe canapea unul lângă altul și mi-a dat SMS cu lista de cumpărături. Și mi-a vibrat telefonul și pe m-a întrebat ai primit un mesaj. De la cine o fi? <laughs> Chestia asta că era târziu, nu știu. Da. Oh, da. Meu. Te sună un număr, Banciu. Cine? Ah, Banciu. Cine e? Cine? Cine? Ah, nu știu. Ia cine? Vezi. Stai aici, nu, nu știu. stai aici, nu, da. stai aici. Stai mult. luat un apel în direct, dragi ascultători. Mm. Uh, da, uh, pot, pot să vă sun într-o oră, vă rog? I-au venit analizele. E oră. Mulțumesc mult. La revedere. a auzit toată lumea care ai la telefon. Nu era necesar să te ridici, să stai un pic lângă microfon? Am crezut că o să mă duc afară, dar am hotărât să nu mă duc pentru că este mai important acest podcast decât să vând cadrul de bicicletă pe OLX. M-a cineva ca să vând cadrul la de bicicletă. Am înțeles. Da. Vinzi, deci vindeai. Da. Deci am renunțat la o vânzare. Am renunțat. Am renunțat la o vânzare, deci că tot nu de asta. Deci că ai renunțat am, la o vânzare de apartament produs, de 200.000 de euro. Mă, e foarte călduros acest hanorac. Are un fel de fluffiness pe interior. Un fel de flis. Nu știu cum se zice română, că eu îl găsesc pe site Uite, site pune mâna, Maciu. Pune mâna aici. Știu că am Bagă mâna în bluza am. mea. Am. Cum se Bagă. bagă. Cum se bagă și fă așa. Cum se cheamă flis în română? Ce este? Uh, polar. Nu? Polar, ci ce Plece, polar, plece. Deci ce polar, uite. Ce Zim polar? ce polar. Că... Polistiren. Băi, e material. Când... polistiren. A, stai două secunde. Am acceptat cu toții că polarul <laughs> e acea bluză polar. Ce înseamnă polar? Polistiren. Polistiren. Am văzut eu la How It's Made. De la... Și atunci, acum adică... Ai avut dreptate. Inteligență emoțională foarte mare. <laughs> deci brus, tatăl... E polistiren. Da, Știm da. cu toții ce e polar. Dar de ce se cheamă polar? Adică de ce nu se cheamă atunci maiourile ecuator? Se cheamă polar Corect. pentru că poți să reziști lângă un urs polar. Și atunci de ce nu se cheamă toate maiourile care se vând Venus, Cap Aurora? Nu știu. De unde ți-a luat Cap Aurora? Pentru că Miline. oamenii care au inventat polarul erau deștepți oh. și s-au gândit să-i zică ca să-ți dai seama ce e, să nu fie confuzie. Și oamenii care au inventat oh. mai eu erau proști, că la mai eu nu trebuie să inventezi nimic, trebuie să iei un tricou și să să-i tai mânecile. Cum vi se pare faptul că astea rămân oamenii erau la coadă la benzinărie? Crezi că rămâne să toți fără țigări? Eu speram să nu vorbim despre asta ca să nu mă enervez că Dar am avut gândul ăsta Lucru. Și dacă se scumpește benzina de 6 ori mai mult, ce poți să faci la benzinărie? Că mai mult de un plin nu poți să faci. Nu, cum? N-ai văzut imbecilii că dacă intrăm în subiect, intrăm. Oamenii au venit nu doar cu canistre, cum e legal, știi? Au venit și cu bidoane de apă și am văzut unul care avea într-o camionetă două cuburi din alea care cred că țin o mie de litri fiecare în care se pune apă în mod normal, se folosesc la irigații sau ca să-ți faci stoc pentru duș sau așa, la curte. Și venise cu două din alea. Deci omul urma să își umple camionul și după aia încă 2000 de litri, păi dacă erau 2000, lăsați? să poate erau mai mult. Dar poate poza poza nu le interzis România, nimeni. Și era din România poza aia, știi, sigur? Poate era mai de mult. Nu era, era la, la, unul, la țară Am văzut imaginea la știri, nu poză. Am văzut imaginea la știri mm -hmm. imagine știr când mm -hmm. filma coloana și unul din coloana avea alea. de știri care să dea iure imagini. <laughs> da, mi-a vrut și pe pozea Și putea să fie o poză făcută oriunde De unde la Bă. țara și transportă la motorină Poze cu... adică n-au cum toate să fie fake adică Problema ta e că el nu transportat într-un recipient Cum se cheamă? Într-un recipient Sunt multe unghiuri Autorizat? Omologat Omologat de transport motorină. În primul rând, da, chiar e periculos Pentru că plasticul ăla special <laughs> E făcut să nu se topească Așa Așa. Nu, deci care e problema cum transportăm o tren în plasticul ăla? Păi, n-ar fi nicio problemă dacă n-ar fi ilegal, că e ilegal să iei motorină de la pompă în alt recipient în afară de unul omologat. Adică o canistră asta e făcută asta special. Ai, că e că asta. Este Eu am văzut și asta la o problemă Eu la sau principiu. cineva o poză cu unul care a umplut două tomberoane. <laughs> <laughs> Cred că Maria un, Godină, nu mai doi, cine. E periculos să stochezi cantități atât de mari, sute și mii de litri de benzină sau motorină undeva. Unde le pui? De ce e periculos? Stai mă așa, te freacă pe tine grija, că îl nu le stoca. Mă, că, ai, nu am le stoca în blocului. Ca, ca problema ta care P e atunci? Treaba lui. Deci dacă, dacă, dacă un om stochează 2, 2000 de litri de motorină P și ia foc, E problema lui. Pro... dacă sunt victime care, vecini care sunt, au avut ghinionul să fie vecini cu ăsta care și-a stocat aia, eu știu... Dar în... proștii ei că au rămas vecini cu el. În și-a fumat lângă ele sau ce dracu a făcut, da? Dar nu te fute pe tine grija că a, e ilegal. Păi ilegal, sunt multe lucruri și se întâmplă. Manciu, tu ești ilegal. De ah, sexy. <laughs> <laughs> sunt ilegal non-stop. Deci nu asta, la nimic, mie nu tot. mi se pare, uite, eu nu sunt de acord cu asta, mi se pare că de asta râzi așa de prostie, dar nu, de asta cu tomberonul, dar, cum s-a gândit să aducă un tomberon, nu m-aș fi gândit niciodată Poate nu din România imaginea, nu știu Bașca, că multe da, au circulat da, mie, mi, se pare, mi se pare o prostie, mi se, se pare că e nesemnificativ, trebuie să gândești pe termen lung, sunt atât de multe unghiuri din care poți să o iei, adică în mod normal un plin te costă să zicem 300 de lei dacă s-ar scumpi benzina, cum zic ei, la 11 lei, la 12 lei, la cât dracu, ok, o să dai 450, da? Tu câtă benzină poți să ții în toate canistrele alea, ok? Să zicem că ții deci De patru... ce e supărat pe el? E doar amuzant. Da, da. e amuzant, dar m-a luat valul. Dar ce barul. e supărat pe unul care și-a și să mai vorbesc e. mai încet. Eu zic, nu, dar lasă-l să, la să, la să fie supărat. Stai să termin raționamentul. Hai, termin raționamentul. Bă, să zice, hai să găsim un nume, hai să găsim un nume. Ca să fim mai supărați pe el. Zici, cum îl cheamă pe your average Romanian guy care s-a dus la coadă la benzină să-și umple mașina și să mai ia și în ceva? Sorin. Sorin? Pârcă <laughs> Sorin are por bagajul plin în momentul ăsta, dar nu mai râdeți. Uh, clar. Sorin. Ei zicem Sorin atunci, da? Da. Ok, zi, și Sorin s-a dus așa. Așa, și s-a dus Sorin și și-a făcut plinul la toate canistrele alea de pe acolo. Și să zicem că a făcut patru plinuri, deci mașina lui și încă trei uh -huh. pe lângă. Asta înseamnă că ai economisit 600 de lei uh -huh. în toată treaba asta. Atât de rău te îndoaie în ziua de azi 600 de lei în perspectivă, că plinurile alea le folosești, folosești în jur de unul pe lună la din oraș, așa să zicem, dacă ești un om normal, poate unul și un pic. Adică următoarele 4 luni ai economisit 600 de lei. Wow! Și ai stat 3 ore, 4 ore, 6 ore la coadă, că erau cozi. Mi-a arătat Andrei o filmare că a trecut pe lângă cu o coadă pe, da, știu, zic că și-am văzut una seara. Nu, zi, râd și că și-o am dus spre casă. Da, bă, Erau două băieți și era foarte aglomerat. Zic, mamă, frate, ce trafic e la 10 seara, că era 10. No. Și când colo ăsta te-a luat coadă să intri în beizneria, îmi zic, bă, nu-i Tu realizezi adevărat. că stai, stai cu motorul pornit, ca da. că se mai înaintează, stai cu motorul pornit. Dar, bă, casă era oraș, mă, tu îți dai da. seama ca să se intre... Da. Mi se pare fabulos. Pe călăraș, era blocat, era blocată intersiția <laughs> de la unii în pula mea excel. și era coadă pe ambele benzi. Excel. Nu avei pe unde să trăiași. Pe, de pe tramvai. ambele bande. ambele bande să fie cineva. Pe cineva ambele de la poliție. Da. Ce-a zis? Pe ambele bande, m-a corectat. Pe ambele bande de circulație. <laughs> deci erau ambele clanuri de, de circulație blocate. Mie mi se pare că toți oamenii ăștia care au fost... Uh, de, eu rădeam așa că am văzut și o coadă asta și m-am uitat, frate, la mașini. Majoritatea erau mai noi ca a mea. <gură> și eu eram... Bă... că mașina e foarte veche, multe da. mașini sunt mai noi ca a mea. da, mașina mea are 10 ani și mă uitam că... Gândit... eu n-am calculat cât bine așa în mare parte. Zic, bă, hai să nu râdem de oamenii săraci care da. să pierd pe mașină. <gură> care nu pot trăi fără mașină. Și pe păi azi, zic, bă, dar cât dracu scute? Și Maria a zis foarte bine. Faci plinul îl termin. <laughs> asta zic. Tot -o să la Dacă te lei, duci scutit, pentru un plin, -a ce ai făcut? Că ai scutit 200 de lei, 300. Ai stat nu știu câte ori la coadă, ai blocat orașul. Ai sunat după aia. Cred că primul lucru după ce ei au, au, pus benzină, primul a fost primul, primul col și prima poză pusă pe grupul de băieți de derlei S-a pus prima poză, boșilor, am învins. <laughs> o dau la 15 lei, știi? Asta a fost prima glumă. <laughs> a sunat-o unul pe nevastă Gata, iubire, gata. <laughs> gata. Am rezolvat. Gata, poți să-l culci pe S -s -s la Convinsă că a fost cel puțin un bărbat care face asta. Sunt tot fel de oameni foarte alarmiști, așa. Eu cunosc tipologia asta de alarmatori. Și de oameni care armanți, se... care, uh, uh, <laughs> uh, asta, de... asta e un fenomen de... Asta e un fenomen de psihoză, în mod evident. Al tău? Al oamenilor care s-au dus și s-au panicat. Am înțeles că s-a cumpărat și iod, am înțeles că s-a mai întâmplat ceva. Și eu vreau mă... să iau iod. Să avem în casă, lasă fi. Nu, dar să luăm înainte, preventiv, ca vitamina nu, C. Nu, nu, luați iod preventiv, nu luați iod... Stai nu luați iod preventiv, nu luați iod preventiv. Vreau să te întreb ceva, vreau să te întreb ceva, da, dacă vine momentul ăla, o să iei iod, dar cât și când, te întreb, știi? Îl tort și apoi nu, lumea. De cât se mai cumpără benzina. Acesta inițial este un pamflet și trebuie tratată ca atare. De și mie, mie, cu cât învinz, dacă eu să n-am, de exemplu, știi cum, nu, dar nu, Coie, nu, zi, nu ți Oi, nu ți-a luat ea la pula. na. Se-a luat, da, e, mea, e, de ce am stat la coda la benzină. Dar voi v-ați de ce de când v ați născut sarea din comerț se numește sare iodată? Păi da, am aflat și eu după aia că a fost. Că... nu există, sarea da. nu trebuie să fie iodată. Au pus iod în alimentul cel mai folosit. Ca să După ce a fost de... explozia de la Cernobâl, ah, au pus da, eu cel asta, mai folosit da. aliment din da. lume, în sare. Mamă De sare, eu dată. Da. ok. Deci, ah, în curând, dacă mai bubuie vreuna prin lucrare se cheme pui și hai odată. <gătă> o Să-ți de asta, știi? Și au ori mai odată. <gătă> o dată. Stai un pic, stai un pic. Deci noi putem doar să mâncăm cantități foarte mari de sare, suntem ok. Da, poți să faci baie în sare, pentru că iodul se absorbe foarte bine prin piele. Aceasta e mică, este un pamplet, Și trebuie să ca atare. Coie, vă rog, eu mă lăsă. Cu Io... că Io... și Io... pun pe net în pula de 30 pe tine. 2 kg de sare, dacă nu. mănânci, nu te mai afectează radiațiile. 2 kg. Evitați excesul de sare. Terminați. Deci, o o dietă echilibrată de 2 kg de sare zilnic. 2. Ești păi, că suflet? E 6 lei pe zi te costă. Cât 1.800 per lună. Eu sunt rob, de acord cu asta. Da, ești atât de prost. Încă să te uiți la noi. Vedute, noi suntem trei proști. Și tu te uiți la trei proști. Și unul zice: 2 lit 2, 2 kg de sare zilnic. Și tu bagi. Și îți dai seama că să bagi 2 kg de sare. E la greu. Am dat, e foarte greu. E, e greu. <laughs> și ești pe 8 seara și vorbești cu gacita. spun eu că e greu. Și zici, Mionela, mă amuz deja că mai avem un pic la 2 kg. Că e greu. Tu e greu, așa. Mă da, mă, sorine, da, am gura, pungă. Nu mai fără coaie și ne pun la cap. Dar de unde ești tu, mă, sorine? A zis, mi-i culesc cu ăla. Sorine, aducerea. de sare Sochiul e atât de mare nu mai văd să-l umflat aici, Am buză. Deci, dacă ești atât de prost să te ai să consumi sare, îți meriți soarta. La fel cum dacă te-ai dus la coadă la benzinărie și te-ai făcut nervi, ai pierdut trei ore din viața ta sau cât dracu dracu este. Bă, măcar, știi cum, aș, știi cum mi s-ar părea? Hai să zic că aș înțelege, bun, te panichezi, zai că se scumpește și tu vrei să faci. Românul vrea să facă fac o afacere. O ciupeală un pic, da. Și important pentru România, acum s-a rezolvat. Cei mai încolo nu contează vedem, deci tu, vedem noi. Aia, e la România, eu acum vreau să știu, termenul scurt, restul nu are cum să vină la noi. Am cumpărat doi porci, unde ți Exact. <laughs> vedem, ne descurcăm. Războiul n-are cum să vină în România. Coronavirus n-are cum să vină în România, numai asta să știi. Băi, că războiul n-are cum să vină în România. Și ăștia s-au dus și au făcut plin. Mai Dar eu am văzut în drumul meu spre casa seară, două benzinării sau trei cu era cu coadă și eram băi și am zic dar chiar sunt foarte mulți am crezut că gen s-a întâmplat la o benzinărie că a plecat de undeva sau ceva o fază și când am văzut că e pe bune și sunt multe benzinării am trecut spre casă eu aveam un pic sub jumate acolo la rezervor am trecut pe lângă o benzinărie mol goală și nu am mai oprit, nu știu, n-am mai oprit așa, știi, dar era goală și era, mamă, zic că ăsta e un jackpot, aici nu stai la coadă, măcar dacă cautai o benzinărie, dracu, să nu fie coada. Asta mă gândesc, când te pui la coadă și nu vezi benzinăria da. de coadă, dar te pui la coadă și știi că e la benzină, că ai auzit la știri, nu te gândești, bă, hai să caut alta, hai să mă învârt un pic, poate găsesc alta, 1, 2, ai trei ore până ajungi în față să-ți vină mintea la cap, să-ți faci un calcul. No, tu vine. trei ore stai așa, stai, hai, 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 ah, hai, hai, hai fruțior, hai, 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 că mai dau unul, mai dau unul. -ai, ai trei ore o în care stai și te plictisești ca să în mașină. La relantit, dacă e gutia automată, ca eu... doar ciupesc ambreiajul ca să avanțez. Sunt avancezi. oameni care aplaudă la aterizare. Da, aia nu-mi se pare așa. Stai -mă un pic. Beste, aia, e frumos. mult mai puțin grav să aplauzi la aterizare. Eu o pun pe seama a zis unei frici. Aia, a zis aia, acum câteva zile. Că am zis că parcă mă gândesc să adopt un copil, mă rog, și că... Da, aș, și vrea, aș, vrea, să și fac un copil. Și hai, a zis, fata, nu vă gândiți că dacă faceți un copil. Dacă faci un copil? Nu, dacă adopți un copil. Prost. dacă adopți un copil și te zici că aplaudă la televizor. <laughs> 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 că da, asta e o chestie care definește un pic. Uh... Dar oare s-a pus cineva? Iartă-mă. Nu, ce am. am nimic niciodată de zis, de fapt, să știi. Da. Oare s-a pus cineva la coadă la o benzinărie de asta? Când a ajuns să fie rândul lui, sau să-și țigări? <laughs> sau sneakers și aveți stat așa știi în beznamiții mamă ce aglomerat e. <laughs> ce? <laughs> și gen după aia să-și plece de la pompă și a țigă și pe aia fi, a, trebuia să bag și motorile <laughs> se da, da, da. nu știu dar uh, un psiholog explica foarte frumos apropo de poți -să să-ți iei uh, informația și de la oameni inteligenți nu de la noi așa, da. cu comedianții pe de Și a explicat foarte frumos că fenomenul astea de psihoză care se întâmplă e pentru, e pentru că nu ne dăm seama, dar acești doi ani de pandemie au afectat pe foarte mulți. Și, Eu cred... n-am nimica! <laughs> <laughs> și uh, nu, mai re... nu mai ești rațional, în general, când intri într-o de asta, La, nu mai ești rațional asupra. și exact exact știi cor aia de fight or flight. Mă rog, și mai e așa treia stare de, știi, de ori fugi, ori lupți, ori îngheți. Și ei au auzit și nu au mai gândit. Trebuie să băgăm acum. Dar, mă rog, eu în continuare consider că e un... Trebuie să fim un pic... Fii atent. Soluție. Nu faci plinul, că o să fie benzina dublu, da? O să fie 16 lei benzina, o să fie 16 lei litru, știi? Și în loc să te coste plinul 400, te costă 800. De diferența aia de 400 de lei... Ca să nu dai atunci când o să-ți termine plinul ăsta de acum. Nu mai bine mergi cu metroul și cu RATB-ul. Nu avem metrou în București, mai cu prostile. Ideea e că... Nu avem, am mers cu metrou. De da, mă, curând. nu poți să ajungi oriunde cu metrou. E... Termină cu prostile, nu avem Băi, transport te descurci. în comun civilizat. Asta ah, e un pic, trebuie să cum circulă ăia da. sutele de mii din București care nu au mașină personală okay, și merg key, zilnic cu ratb ul și cu metrou. Eu îl urăsc, frate, de nu știu. Da, mai Îl urăști, dar nu e imposibil. Dar eu îți zic ce aș face. Eu mi-aș face plinul la mașină. Acum, pe sau sau cutie, da? Aș face L-ai pe... Aș lăsa o parcată în fața blocului. Da. Aș pune prelata pe ea. Mm -hmm. Și când ajunge nivelul maxim istoric de 50 de lei litru benzină, atunci e să mă prim. Să te vadă lumea că ai bani. <laughs> Mi-am dat seama că am zis o aberație mai devreme. Nu, ai dreptate bani și trebuie să iei rea ATB-ul. Bineînțeles e dar nu, bă. Bă, ui, pe jos. Dar eu am vrut să spun pe că... de deci am vrut să zic altceva, de fapt? Dar în capul meu sunt multe lucruri și multe voci. Dar... <laughs> și nu toate vorbesc română. Asta cu să iei metrou <laughs> e enervant pentru că nu toată lumea are metrou. Și în rest e trafic. Mă are metrou, Maria da. și merită soarta. da. Adică cine a avut să dea 200.000 de euro da. în Corbeanca... Da. da. Să... Își cumpere cu bicicleta. Auzi, ce, Auz, da. ce voi eu să zic înainte și am uitat? Oare? Hm? De excesul de sare, eu mm. Nu. Că nu trebuie să depășești 2 kg pe zi. Da. A, apropo de asta, că da, luați-vă informația de la oameni inteligenți, nu de la noi, mea. Uite, eu, de exemplu, când am aflat că a început războiul în Ucraina, am luat decizia mea personală, nu trebuie să dau nimănui explicații, să îmi cumpăr în casă conserve, chestii neperisabile. Și am făcut un story în care am spus că sunt convinsă că am făcut asta degeaba. Am făcut-o degeaba așa cum doi ani când a venit pandemia, pentru că se găsea mâncare. Și sper din suflet să o fi făcut degeaba, că ele oricum nu expiră. Abia aștept să rădă prietenii mei de mine că e degeaba, să nu vină războiul, să, nu știu, le donez eventual dacă nu voi avea nevoie de ele și așa mai departe, că expiră oricum în doi ani. Și eu am început să primesc tu, 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 mesaje pe net că nu mai alarma populația nu sunt responsabilă pentru populație deloc. Nu am nicio funcție care să-mi dea această responsabilitate. N-ai nicio funcție, dar pentru că te urmăresc am. foarte urmărită, dacă tu ce să zici acum că... Nu, băi, dar exact asta am zis, că sper că le iau degeaba. Dar nu e adevărat, Scuze, nu sunt de cu Filtru. dar nu mă interesează. că nu te interesează, dar efectul există, chiar dacă pe tine nu te interesează efectul. Există personaje pe internet, nulități, cu milioane de vizualizări, sute de mii. Ele sunt foarte văzute, eu n-am să-mi iau informația de la ele și nu mi-o luam nici când aveam 20 de ani, nici când aveam 16. Nu îți da. poți lua informația de la acești oameni, dacă tu crezi că niște entertainer îți spun ce să faci, ești foarte terminat în pula mea, da. ești atât de terminat. Dar nu știu ce să zic, eu să, asta. să zic de asta, Trebuie să avem nu grijă. Uitați, două kilograme de sare odată, pe zi, pe zi, pe zi. Pe zi. Pe zi. Dimineața pe gol e ideal, dar dacă nu se poate, na, le iei cum poți. În toată lumea Acestea poate. Acesta este un podcast amuzant. <laughs> trebuit, dacă trebuie da? să zici asta ieri, e a, da. Ieri când am tras podcastul cu Frânculescu, am deschis subiectul despre Twitch și vreau să spun acum aici, din nou, pentru că nu o să există acel podcast, pentru că unul din noi a dărâmat microfonul. Știu că ai dat-o încolo, dar gâiala la și vreau să-mi protejez ficatul. Dă -mi mirosuri urâte. Dacă aveți probleme Doi cu mici. ficatul da vă cu capătă pe de pereți. Da, până treci, până Și am în înțeles că există o... Nu știu, deci eu nu, abia am înțeles ce e Twitch, dar... Și că acolo e politically correctness sunt dus la extrem și noi despre asta vorbeam în podcastul de ieri pe care nu o să-l vedeți niciodată, că politically correctness-ul la un moment dat o să o comedia, că tu dacă nu poți să râzi despre absolut nimica, atunci, că adică dacă nu permiți oamenilor care sunt profesioniști în domeniu să facă haz de necaz, într-adevăr, când e cazul. De exemplu, acum nu poți face glume despre război, că nu este cazul, nu este nimic amuzant acolo. Dar probabil la un moment dat o să se poată face anume haz de necaz. Și cineva și că a spus că vorbesc despre mine personal, că eu fac glume despre fat shaming. Și am zis, păi cum glume despre fat shaming? Că despre mine erau glumele. Și cineva mi-a zis, dar da, nu sunt suficient de gras să-ți fac lume despre face. <laughs> și mă gândeam că până unde o să se ajungă cu chestia asta și minku a zis că se discută că nu știu cine Cobzaru, parcă că face cultural appropriation ca e noua chestie la modă pe care toată lumea o zice și mi se pare că politică le-i corect nesul la oamenii foarte tineri, deja e o modă uh, este cultural appropriation ce înseamnă? Do -te mm. Tu de unde ai intrat în subiectul ăsta? Că nu Dacă provoam să vorbesc despre ce am vorbit ieri în podcast mm -hmm. Da, eu nu vreau să vorbim despre asta acum neapărat pentru că mi-a zis cineva de un grup care probabil sunt 10 oameni care se uitau pe nu știu ce canal de Twitch care a să asta? Adică păi, vezi da, da că am ești înțeles. fake news? Uh, nu sunt fake news și am înțeles. Că pătui am înțeles că e că... Nu, nu pot să faci asta acum, am cu <coughs> o discuție. Chiar nu pot să faci asta. Eu îți povesteam de o chestie pe care o vorbeam ieri cu Frâncu, care ne povestea despre Twitch. Este o mică parte ce am spus eu acum. Dar deschideam o discuție despre faptul că politica correctness o să anuleze la un moment dat comedia, care e un subiect pe care l-am discutat iar care nu e un subiect rău deloc. Cred că e o chestie temporară, adică cred că o să fie o perioadă în care o să, bine, nu o să anuleze comedia, o să ne limiteze foarte mult. Păi, da, dar nu e tot cenzură? E o chestie ciclică, ba, da, e o Ajunge formă de cenzură. Ajunge să fie tot cenzură și să spui chestia asta cu cultural appropriation o să se ajungă să... să nu Mi-a spus cineva la un moment dat mi-am făcut două codițe, din alea așa cu niște. Um, chestii prin ele colorate și mi-a că e cultural appropriation. Da, deci ca să lămurim deci, ce înseamnă cultural dacă appropriation. Dacă o să ajungem în halul ăsta cu tinerii din ziua de azi, politically correctness o să distrugă orice formă de entertainment. Doar o să ne înțelegem între noi și o să ne luăm în brațe. Da, dar și Mincu că poartă ochelarii ăștia face cultural appropriation pentru că intelectualii poartă ochelarii în mod normal. Și el e un prost. Și erg... <laughs> <laughs> Puteți vedea. <laughs> Aici ce vreau eu să spun e că chiar dacă ești chiar dacă ești la curent cu lucrurile din ziua de astăzi poți fi tot prost. A, clar. Adică faptul că noi știm că trebuie să consumim 2 kg de sare pe zi nu ne face deștepți, ne face doar nici măcar informați. Adică am auzit din sursele ne face Proști, dar pregătiți. Proști, pregătiți, exact. Exact. Hârtie igienică v-ați luat? O logică. Clar. Da, drojdie, am luat foarte multă drojdie. Drojdie, da, da. ca să poți faci pâine Știi, din. Că am luat pământ. nu, pământ. A, nu, am, am luat foarte multă drojdie pentru că drojdia te ajută, faci multă pâine care te constipă și te ajută să nu consumi foarte rapid hârtie igienică. Da, e, tot, totul e ciclic, dacă ai, e, dacă, e, dacă la ai mine cap, la război, dacă odată la 5 zile mă voi căca. <laughs> Cred că dacă se întâmplă <laughs> asta, o să te caci la 5 zile, că -o -o să ai ce să mănânci, nu să mănânci pâine. odată la 5 zile și fac un tabel cu câte pătrățele de hârtie de per om pe zi. De eu nu am nevoie să mă șterg, mă dau cu apă. Eu mă frec pe... Dacă nu o să mai fie apă, Maria. Dacă nu o să mai fie apă. Și atunci o să avem beciu plin de căcat, acoperit cu hârtie. să că... cu cizma așa. <laughs> Îmi Da, puțin că dacă nu o să mai fie hârtie igienică și apă, nu mă mai cac în wc să-l umplu. Nu, eu nu mai cac. de unde luăm drăjdie? Dacă nu avem hârtie și apă. Mă duc afară și mă cac afară, unde plouă și mai se mai duce că Eu, eu sunt, știi ce mi se pare mie asta cu proviziile? Mă cac parc, mă cac în parc. E logic. să mă cac parc. Eu mă cac în față la Meglaunirii la Unirii. Eu vin eu și mă în sufrageria de... voastră Ca să fie surpriză eu, eu Știți ce mi se pare să <laughs> yeah, fac provizile yeah, așa Ca yeah, 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 yeah. Maria în ziua aia a făcut niște cumpărături Și a zis, Bă, uite care e faza Și când a început pandemia și așa, așa. N-am vrut să fac asta, nu vreau să fac niște cumpărături Să fac provizii că să mă panichez Sper să nu le folosesc, dar lasă să fie acolo Și a luat ea ce a luat, nici nu știu ce luat Sunt nu, în... Dar, probabil. în... Probabil... Conserve, nu? Conserve Alte feluri de conserve... Bă, nu spui așa, oarecum, rapid. Pateu, conserve de pește, conserve cu... borcane cu compot, niște detergenți... Aici, aici voiam să ajung. Nu, nu, că vreau să am o logică și ți-o spun imediat. Ți-o spun imediat de Zambapula. Sunt foarte Bun. Stai să-ți mai spun ce-am mai luat. Sarmale în conservă. Ca să facem și Crăciunul? ciorbe în conservă, sosuri în conservă, ketchup. Detergentul e automat sau manual? E automat. Dă-mi voie să spun de -a ce m-am gândit. Dă-mi voie să spun de -a ce m-am gândit. Bă, dacă și o săptămână, în toată nebunia care nu o să se întâmple, dar prin absurd se va Nu se întâmple în maxim, domnul. Așa. Dacă în toată nebunia asta, vreodată, să se mai găsească la magazin o perioadă, o săptămână, două, trei, niște detergent, lasă-l la asta -am în casă. să fie. Ce înseamnă nebunie? La ce te referi când zici nebunie Nu știu, să nu mai fie aduse produse în țară. A, deci tu nu te să fie război. Ba da, război. Deci dacă e război și nu mai găsim detergent la supermarket, aia e panica, a? Gen o săptămână, două. Aia e. Panica e că două săptămâni nu o să mai miroasă balsam de rofe, tricou. Când începe un război într-o țară, cam o săptămână, două durează până când reiau aprovizionarea cu detergent. Până ce scriu, am primit marfă. Păi nu mă gândesc că, gen, o să se găsească o vreme și la un moment dat când nu o să se mai găsească să am. Da. Ca să Cam două sticle de Eu detest. asta nu înțeleg. De ce mă mai fute și grija să am tricou curat? Păi vrei să și puți după Deloc. ce ești trist. <laughs> Băi, e o logică bună, știi cum e, trebuie, trebuie da. să ai workspace-ul da. curat, să fie tot organizat, trebuie ce să Și Ce crezi că dacă vine războiul, eu nu mă mai spăl sau ce? Nu eu mai nu mai spăl, de Le folosești două, aste... trei zile, nu mai folosești hai în tricou o zi cum îl folosești. Și Chilo chiloții? Și chiloții? Și chiloții, da. Nu, no, nu, no, tati. Îi spălăm. Bă, eu zic că... Bă, eu zic că nu dacă e îi speli, de... e uzură. Bașca, că eu n-aș vrea să... Eu n-aș vrea să trag de mine și de corpul meu, în caz de ceva, să mai rezist cu niște conserve și cu niște haine spălate. Adică o mie, mie, asta nu-ți dai de nu-ți acolo cu dar mă duc, bah. Nelule, nu să fie cazul de așa ceva. Dar mă, ipotetic, aveam o discuție. Păi ce deschizi subiectul ăsta acum? Păi, iartă-mă, iartă hai Maria. să schimbăm că vreau eu Păi am vrut să-l schimbăm pentru că eu ți-am dat o informație Pe care nu trebuia să-ți dau mi-a zis-o cineva că știe că... Deci ne vorbim probabil de parmi două comentarii pe Twitch, trei, cinci. Am înțeles Și de la Dan ai... Frânculescu băiatul, nu știu cu ce se ocupă el băiatul, să zic domnul comediantul. Da, mai da, ah. Maidel și glumesc. Am zis, ieri am avut discuția despre faptul că se dezvoltă într-o zonă foarte PC și am vrut să merg de acolo să discut că ce facem dacă generația asta tânără o să fie atât de PC că nu o să mai avem despre ce să glumim. Că nu poți să glumești despre faptul că toată lumea e bine și egală o, și femeile și bărbații câștigă la fel noapte bună. Da. O, -o, asta o să fie, subiectul. vedem noi când o să fie. Lasă să vină vremurile alea. Nu vin mă la noi. La Mie noi... îmi place să fiu pregătită, de da i-am și conserve. La noi și, să dacă... Fie. și dacă le-am luat degeaba, le mâncăm că nu expiră. Nu e asta cu luat degeaba, nu asta e problema mea. E, mi se pare așa asta cu detergentul, e la limită. Adică, dacă ar fi pe bune, bă, pe bune, să-ți faci ce, ai, ce ar fi ideal, Dă spațiu, de rezistat. Nu cred că detergent Bă, e. să știi că oamenii acum în Ucraina care au lipsuri, da, apartamentul nu le-a fost bombardat și le mai curge apa, dar, de exemplu, nu mai au cum să acceseze banca și nu mai au cash, au cer chestii de genul ăsta în casă și de uz zilnic, casnic. De, cred că, nu știu, da, mă. Cred că dacă îți curge apa e oricum grozav. Păi, trec cu mașina aia fără detergent. Da, mă, le dai printr-o, le clătești așa cu apă. Și la o adică chiar poți să speli și hainele fără detergent. Știu, le speli de mână. Adică Când nu e... Da, noi o să, fim, o să fim cei mai bine mirositori. Cei mai rău. refugiați din locul Cei nostru. mai curați o să Dar nu să... ești refugiat dacă stai acasă. da. da, da mă rog, glumesc că, gen, nu știu, mergem în buncăr și stăm acolo mama, și... Mama, mâine, mama ce pute stândă? aici? Ce pute aici? Voi nu aveți provizii cu detergent? <laughs> <laughs> Și să faci o afacere din asta, chiar să le speri rufele. Vezi, mă, prostule, că tot eu te da, scot da. din căcat. După deci ce așa, e, la mișto. e perfect, e foarte, foarte bună logica. să profiți... mai la mișto și te-am scos din căcat. <laughs> să profiți de oamenii ăia amărâți care nu o să aibă pe timp de război și să le iei bani sau alte păi resurse mă, ca să le speli hainele. Da, doamne, doamne să-i țină Dumnezeu între ei pe ăștia care zic. Nu mă... Ei nu ne-ar fi ajutat pe noi. A, doamne, A, doamne, doamne da. stați, cine zice asta? vorbim efectiv de comentariile celor mai handicapați oameni de asta zic eu. Pentru că adică nu vreau să mergem în zona aia, știi? Vorbim, cine, cine zice asta? Dar mai și cine nu mai știu cine mi-a discutat despre voi. e exagerare pe un prea mare, știi? A fost o, o Nu știu cine mi-a zis. A fost o influenceriță care a zis o chestie... Nu, nu, da, nu, stop, nu stopic, vreau să vorbim nu, de toate vorbești profesor, mai departe. Schimbați da? subiectul acum. Să, să schimbați Serios. subiectul acum că nu știți ce ziceți. Haideți să mergem okay. mai departe. Da. Um, Bașca cu asta, că cineva mi-a zis că a fost așa. Nu cum mi se pare faza face. asta acum? Că Astăzi am intrat într-un uh, taxi și nu avea uh, mască și nu aveam nicio mască și a fost un sentiment de... Ah, we're back! Mi-a plăcut că n-avea. M-am simțit super ciudat când am intrat și eu eram singurul fără mască. Acum tot, acum, deci eu acum văd mai mulți oameni cu mască decât vedeam înainte. Care vor să demonstreze că da. e nu este incredibil, frate. Înainte sistem. când era obligatorie, era masca sub nas, intrau cu masca pe gușă. Bă, acum sunt toți, zici că medici, chirurgi, pusă, nu mai vezi o mască, ne pusă urmă, ca nu lumea. Nu aici, intră așa. <laughs> da, deci e masca regulamentar. Nu, nu, ce s-a întâmplat? Asta, nu pot au să vrut, asta au vrut. De asta au dat legea asta acum, că știau că o se întâmple chestia asta. Nu, eu am văzut și oameni fără mască și în Puțin, în azi, prin Cărturești, unde am fost să-mi achiziționez cărți. În Cărturești? Am luat un puzzle. să dai de 5 ori mai mult pe un puzzle? Nu e mai scumă, Terina. nu știi jocul? Vă, povesteam jocul din Cărturești? Efectiv, orice chestie, mă la o chestie și zic, bă, cât costă asta? Și zic, e 7 lei? Și după aia mulțesc cu 3, 21, o întorc, e 21. De totdeauna, mulțești cu 3, cât crezi tu că face chestia și atât o Nu, erau corecte prețurile. Din... Ok cred. Bine, nu am uitat la cărți, pe de altă parte, m-am uitat numai Eu, la, nu, nu. la restul chestiilor Dar um, ideea e că um, erau și oameni care nu aveau o mască și mi-a plăcut așa, că mi se pare că, uf, în sfârșit, numai că mă enervează că nu pot să răsufl ușurată la modul să zic... Yes, let's party together Putem să băgăm 100% capacitate la show Lumea nu mai remască, nu trebuie certificatul COVID Uu! Nu pot să fac asta pentru că E altă tristețe Să-mi da, dar pe mine, pe mine mă deranjează că nu mai, eu când purtam masca, câteodată puteam să scot limba la oameni, știi? Gen că nu se vedea și câteodată pur și simplu, de fan, așa, gen făceam... Ce cum nu pot să mai fac asta. Ce? Da. Gen dacă că stăteam aveam... la casă și mă întreba, nu știu ce, dacă ce, și zic, da, da. explicațiile astea în viața așa, dacă vreodată, ești tu cu tine. <laughs> și spune întrebare, oare eu de ce nu știu, ceva. Îmi spatele. Și te deranjează pe tine. Dar ce îmi curge mie ulei la mașină? De asta. De asta e. Că tu... Dumnezeu le contorizează. Că tu faci... Bine, și trebuie să ai grijă că dacă faci prea mult împingi masca și se vede. Deci trebuie să fie finus gestul. Trebuie să Ști faci care e problema cea mai gravă la banciul? Gândiți-vă că asta e ce ne spune el pe gură. Mm. Tu zici ce face când e singur sau ce e în capul Și cu puță. Ai zis puța? puța da. E un cuvânt mult mai greu de digerat decât pula. Păi de mai ales puța. Puța sună ceva... Puța chiar e greu de digerat. Voi care ar trebui <tript> să sună de nisip. Când ai trebuit să sugi. Se frunzele alea uscate. <tript> Doamne, m-a căzut puța asta. <tript> da. Nu uitați la mine, vorbiți între voi acum. Ce, Ce, stai pe că pe doamna Maria Popovici a șocat-o atât de mult că a zis cuvântul puța. Asta a fost? Mă, de cuvântul ăsta. Asta că mai stai cu mine la spate, zici că te-am legat în podcast. Mă doare spatele, m-am întins de două, trei ori, dar nu-i frumos să te întinzi Pare că am luat-o azi. asta ar fi o idee de podcast cu un ostatic, așa știi, random, mie, eu vedea o statică care... Nu poate să... Pe cine să mai invităm la podcast oare? Că pădam frunculescu să-mi dacă îl mai chem că ne-a purtat nu știu, poate ah, să zică oamenii pe cine vor știi pe cine comentarii. Nu mm, am răbdare să știți comentarii. Trebuie să o chemăm pe cineva, știi tu pe cine. Dar zic eu după ah, ce o ah, chemăm pe ah, ah, Gata. Gata. Pe viu? Da. Bă sunt o felul de lucruri pe care aș vrea să le vorbesc în ca să le spun fanilor și urmăritorilor noștri foarte drăguți, dar n-am voie. Deci, sorry. Bă, Dan, tu nu cunești bealcul foarte bun. Nu pot să vă zic e, cum se cheamă. Eu, eu mi-am dat seama de o chestie. Mi-am dat seama că aveam nevoie de un motiv pentru care să slăbesc. Mă gândeam la cât de mulți oameni n-au un motiv. Adică și se gândesc în sine să slăbească cât e... Toată propaganda. E, e multă propagandă, că trebuie să slăbești, trebuie să fii fit, trebuie să vezi tot timpul oameni care încearcă sau oameni care reușesc, și îți rămâne că trebuie să slăbești de dragul de a slăbi. Și pe mine nu m-a motivat niciodată. Mi-am dat seama că de multe ori asta a fost problema, că nu aveam un scop. Adică ajungeam să slăbesc, că mi impuneam și slăbeam în 3 luni, în 6 luni, x 10, 15, 20 de kg. Adică ori și... 10 sau ori 15 sau ori 25? Da, am slăbit. Mulțire, zis, nu? Ce? Nu, da, 10 da da. Inclusiv ultima oară 20 pe care, da, eu doar, eu doar încerc să trec peste, Să știi? Ai 20 de chile și l-ai pus înapoi? Da, ultima oară am slăbit 20 de chile. Da. Am, am, pornit de la 103, 105, cred că peste 20 de chile și am ajuns la 83 și după aia le-am pus la loc și peste, dar am ajuns înapoi la 108. Deci le-am le -am pus pe alea înapoi și am mai pus și peste. Și... Dar n-aveam un scop, pentru că ajungeam acolo, vedeam că pot, vedeam că am slăbit, dar n-aveam un scop. Nu și mă îngreșeam. Și acum am un scop. <laughs> și mi se pare foarte important. Vreau să fiu uh, uh, boxer, amator. Dar da, uh, pentru că... Da, pentru box. Pentru Vrei. box, da. da. Pentru că mă rupe faptul că obosesc foarte repede, că sunt lent și că nu pot să fac asta mai mult și îmi place. Ce... Nu, eu te înțeleg. Eu nu râd. Putea să fie orice alt sport. Putea să fie orice alt sport, dacă pe mine asta mă motivează. Că da, a fost șah. Știu că... <laughs> da. Eu nu de aia râd, eu râd că Banjo a fost de două ori la box, de curent. Am fost de mai mm, multe ori. E, asta nu mi se pare de Hai mă, că e fanii ca să fie fanii, nu e fanii, pentru că eu chiar cred că e fanii. Da. dar a fost de curând Păi tocmai adică mi se pare E funny, a fost de la boxe e a, nu box, da, asta, asta e funny așa că a zis-o el să fie funny Dar zic și-a dat seama că nu face față acolo în ring Cu Viu Te bate Viu? Te bate Nu, nu mă bate, că Nu, ne, nu ne batem Dar de fapt te batem Dar ultima oară i-am luat familia Îți place să te bată Vio? E foarte, e foarte echilibrat dar mi se El pare ar bun zice scopul. Că nu. <laughs> mi se pare bun scopul. Ca să faci da, să deci vrei să mai bun. Să faci pe nu vreau să bat pe nimeni, vreau să pot să fac mai mult asta, Ca să, să nu să pe viu. Să faci mai multe runde, Câte Pot runde să, să duci? fac mai multe runde. E e greu de, runde de ce? Ca de exemplu la sac pot să fac mai la... multe decât sparing, dar sparing nu e greu. De la sparring, e ce mai greu. Nu dar sparing, că e cel mai greu când ăla, să compari. Că mai Trei... să vezi. Sparing spuneți și oamenilor ce înseamnă Când nu toată lumea știe ce înseamnă, nici nu știam până ei Când doi bărbați stau în ring și fac laba Privindu-se unul în ochi Așa, da, trebuie să fie ochi Așa Trei Și la care a rupt contactul vizor Știi, ca la clip Așa Da, trei Ceea ce e foarte puțin, înseamnă 9 minute E cineva acolo la box Care ar duce mai mult? Viu duce mai mult Vio, da? Că nu e greu. pe Vio. Asta e declarația. Nu vreau ta. să bat pe nimeni, vreau doar să Dar pot să fac bio? mai ce mult. Ce înseamnă stai un pic, pic, ce înseamnă duci trei în a treia rundă când dai, începi să te și bășești <laughs> <laughs> <încep> să vomit. <laughs> Gen, da. <laughs> Nu, nu mai poți să mai ții mâinile sus, nu poți să te mai ferești, nu poți să te mai, să te mai miști să faci pași în spate lateral. Adică, pur și simplu, când vine un atac spre tine, nu mai ai puterea să faci asta și să eventual să te dai la o parte și rămâi și încasezi. Ca și cum vii în a treia rundă de la sac. Și Aproape, că da. Vio a tot bătut, asta te face să să-l pe Vio? Haideți să trecem peste... După el, te, asta. te superi super că nu ești tu în jurul la Stand Up Revolution și e Vio? Nu. Poate... Da, aia să dai în el? Nu, nu. Este... Cum nu se putea mai bine. Te, te simți agresat că... de Vio? Că nu ești tu cel nu, care stă în cosmopolit simt, cu doi copii simt, și o căsnicie, ok? <laughs> chiar mă simt iubit. De vio? Mă simt iubit și apreciat. Dar după ce da. te bate de pupă pe obraz? Și nu numai. Mă pupă pe obrazul stâng. Și nu mă refer la obrazul ăsta. Da. Bun, bravo. Deci bani vrea să slăbească pentru box. Da. Și pentru vio. O să... <laughs> Vreau, vreau, să, vreau să-i văd privirea lui Vio. Știi privirea aia când, când o să fiu fit și îmi dau tricoul jos în vestiar, să aibă Vio momentul ăla de... știi? Dar dacă o să fie și el la fel și nu o să fie impresionat? Păi nu contează că o să fie și el la fel. El nu -o, o să, aprecieze gen că, hei, am reușit. Vreau să mă vadă sexual. Adică vreau, vreau să aibă momentul ăla de... Uu, aș da la banciu. Mi-a mi zis că l-are deja. A, ah, ok, atunci Mim, nu trebuie să mai pe fac pe niciun mâini, efort M-am ești... dat azi înainte să plec Băi, de acasă Băi băiatule, tu vezi ce mâine ai? Azi, înainte să plec de acasă Cu autobronzant? Nu frate, <laughs> ea are pielea crăpată pe mâini da, De la așa. box, de la prea multe tracțiuni Da de Te, -te da. ții invers așa Nu, am văzut pe <laughs> mincu azi, a făcut tracțiuni într-una 9 serii 9 serii? Antrenamentul a fost câte 3 serii de tracțiuni așa 3 serii de tracțiuni așa și 3 serii de tracțiuni așa Combinate cu flotări uh, pie, flotări tricep, flotări umeri. Așa. Nu ne omor, nu știu. Și 9 serii a câte? Uh, Băi, uh, 20. 20. Dar uh, la asta, ca da. la, la ultima nu mai puteam, făceam 10-12. Deci, 3 serii de câte 10-12. Și cred că la ultima de biceps nu mai puteam și făceam. Dar asta e incredibil oricum, că tu ai reușit să faci șase, primele șase serii a câte 20. Da, dar nu le fac la spate, el îmi ține picior așa, deci nu am cu toată greutatea mea. Mă sprijin a, pe tot el, e un... pic, wow. Și fac așa. Bă, yeah. mi se pare mult mai simplu. Nu știu, eu efectiv nu simt. Eu fac, pot fac și 40 așa dacă am dacă îmi ține genunchiul. Și dacă nu ține genunchiul? Eu uh, fac prima oară 20, dar nu dacă fac, fac nu, nu, 20, fac 15, dacă mă las până jos de tot. Oricum, nu, mai să... de greu, nu, nu. Vreau să vă povestesc că s-a închegat o grupă foarte frumoasă de băieți și de fete la Iulian la sală și uh, cred că încă puteți să vă înscrieți. Sala e undeva în zona Liberty Center în București și cursurile sunt luna, miercurea și vinerea. La fete încep la jumate și la băieți la 8.30 și să știți că nu mă așteptam să iasă ceva atât de mișto, dar uh, eu am din ce în ce mai puțin timp să merg cu ele la sală și cu toate astea s-a format un super grup de femei care nu se lasă să se susțin între ele. Mai ies și la băute, mai avem și câte un curs de nutriție, un workshop și la mincu și s-a soldat așa și cu, nu știu, camaraderie, oarecum. Da, când e a fost acum la băieți. cu băieți, tot ies împreună. Vă am să zic că când am fost acum cu refugiații, când am fost acum cu să ajutăm, au venit și oameni de la grupă să ne ajute, adică. Na. Da, și avem băieți care au venit, să zic, de o lună sau trei săptămâni, deci să n-aveți vreun stres că voi n-ați mai făcut sport și că noi facem de mult timp sau ceva, mm -hmm. pentru că cei care sunt veniți mai noi fac alte exerciții. Iuliana acolo și le dă alte exerciții mai ușoare, cu greutăți mai mici, în ritmul lor. Noi, ăștia mm -hmm. care facem mai de mult timp, avem alte exerciții. E foarte mișto. Dacă vrei, Office, vreți... Officearondiuliandinu.ro Un mail la officearondiuliandinu.ro Spuneți că vreți la grupa mea sau la grupa lui Mincu. Program antrenament Maria sau program antrenament Mincu. Și chiar, chiar, vă super recomand să faceți asta. Nu vrei să ieși tu banciul lui Miercurea și vinerea la grupa lui Mincu? Nu. Te facem fit mai repede. Am fac foarte, Fabio mult. Fac foarte mult și nu a, e ceva a, pentru care... Știi că tu stai departe acum de Liberty Center. da. 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 Și nu e ceva care să... Adică dacă ar fi fost sala de box acolo, aș fi făcut asta. Aș fi făcut drumul, că îmi place enorm. Dar pentru pentru asta nu pot să fac atât de mult până acolo, știi? Deci îți place mai mult de viață decât de noi. Am vrut să fiu diplomat, dar da. Da, ai fost exact ca o Amandina. Asta am să zic! Pentru că noi gândim la fel. Simțim la fel și nimeni niciodată n o să poată să ne ia drojdia. A, ah, și nimeni niciodată gândit? n o să poată să vorbească cu Mincu. Niciodată n aveți cum să vorbești cu Mincu niciodată. O fi cine... Fuck cineva... you up, bitches. I will fuck you up. O fi sarom Minculescu, pun. <laughs> o fi fost cineva... Nu mai face aceste glume! <laughs> o fi fost cineva care a stat 3 ore la coada aia, a făcut plinul, a umplut, 7 canistre și când a ajuns nu-i mergea cardul. <laughs> oh, <laughs> da chiar... Fuck you Da chiar ce faci dacă n ai bani? întorci. Spel vase. Tu? Spel mașini. Noi. Au, au, au! Cred că cheamă poliția. Ți-am dat un pumn în gând. Am ciupit. Ceva. <laughs> am ciupit ceva, Nelu. Îmi pare rău, Neluța. Nelule! Da, mă, și ce, ce voiam să zic întorcând mă este că Nelule. pentru oamenii care, care mai încearcă și nu reușesc și fac cum am făcut eu atâția ani, eu, eu. acum n-am o garanție că o să mă țin de chestia asta. Dar mi-am dat seama că mă motivează atât de mult, că știu că vreau să fac chestia asta mai mult, încât mă gândeam că poate ar fi util pentru cineva așa, gen, dacă are o chestie care îi place mult. Uite, cum ai fost tu cu, cu snowboard-ul și cu, cu surf-ul, că de asta te-ai apucat da. de, de fitness, ca că... să fii mai fit per total, ca să poți să faci mai mult și mai bine sporturile. Da. Helps. Mie, de exemplu, Cred sportul că dacă... cel mai mult m-a ajutat cu anxietatea, dar mult, mult. Adică Doamne, cât de diferită e o zi în care fac sport față de o zi în care nu fac. Doamne, ce diferență de stare, frate. Vreau vreau să zic, cred că dacă cred că motivația ta trebuie să fie alta decât uh, vreau să arăt ca cineva da. anume sau cu pătrățele sau cu mușchi sau cu curumare mare sau știi? Cred că de asta vreau să fiu frumoasă, frumos sau ce înseamnă pentru tine. Frumusețea nu ajută. Mm. Cred La că dacă ai un, un un Țel, pentru o, un sport, pentru condiție fizică, pentru drumeții, pentru sănătate, ți au ieșit analizele prost. Așa cred că atunci e mult mai puternic. Uite, psihic, asta e iarăși un, o motivație foarte bună. Bai da, da. The... Cineva la sală. Ah. Cineva la sală care a avut niște perioade nasoale cu depresii și cu multe chestii și la a, a trecut prin multe, știi? Și în, în ultimii doi ani uh, La modul nu mai putea să iasă din casă Nu mai putea să vadă oameni ceva Și cumva prin sport și a revenit a, Și slăbit E super okay. Și eu am cazuri de asta la mine la grupă Și mai mult decât atât pe grupul pe care vorbim Mereu e o chestie de asta în zilele în care avem Nu știu, mai ales în zile mai grele la sală Adică în care ne depășim limitele și așa toate femeile scriu la același lucru, bă, ce diferit mă simt, mă simt diferit, mă simt mai bine. Nu știu, eu am comparat-o cu chestia asta, am senzația că atunci când îmi depășesc limita la alergat sau la sală, fizic, o compar cu ceva de care mi-e greu în viața de zi cu zi să depășesc și până la urmă fac, știi? Dar la mine, de exemplu, alergatul, asta e plăcerea mea cea mai mare și... Uh, Prima oară când am început să alerg așa mai serios aveam 16 ani și mi-aduc aminte că ascultam muzică la iPod și alergam și uh, era un sentiment ăsta, eram doar eu cu mine și cu muzica și cu gândurile mele și atunci rezolvam eu niște chestii. Întotdeauna mi-a făcut plăcere și m-a ajutat mult de tot. Știu că sunt oameni care nu suport alergatul, dar nu e orice pentru oricine, da. dar pentru mine la modul a scris un alergător de-asta pe Instagram... Itching to go back, uh, nu știu ce, știi? și așa mă simt și eu, I'm Itching to go in the park and run. Run, run, run. Dar, ajută foarte mult să ai mai multă rezistență. A, da. Păi înainte de antrenament, bag bine, nu bag 2 kg. că după aia mă îngreunează. Dar de grame de Da, bag. sărță. Da. Da. Aceasta emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Nu cred că cineva presupune că dacă se numește sa și râs. Este science. <laughs> și anotite. Science based. Science bitch. Păi, cred că nu mai vreau să stau cu voi. Mergem la show? Mulțumim okay. că v-ați uitat la un nou episod de podcast și râs. Mulțumim pentru subscribe, mulțumim pentru abonamentele făcute pe Patreon. Mulțumim că v-ați uitat la podcast și că... Veniți la show-uri, live de stand-up comedy, ne găsiți în fiecare joi la Comics Club, în fiecare sâmbătă la A0 în agronomie, în fiecare duminică la Club 99. Sunt și anumite excepții și sperăm în curând să începem să venim și prin țară, pentru că s-au ridicat restricțiile și teoretic am putea să facem un turneu, să o sune unul din voi a spune Narcisa, să nu eu mor Și nu uitați, după stânga vine dreapta. Și nu uitați...